Bună ziua, iată un nou filmuleț. De data aceasta ajungem și la Mătcuța Roșie. Este o matcă, să zicem că e buckfast. O fi vreo curcitură de buckfast. Eu nu zic că e buckfast. E o curcitură, da? Ce-mi place la ea? Această matcă este că o să vă arăt imediat. Deci ea ierna pe două rame, anul trecut am crezut că se duce. Cine urmărește la rând filmele și probabil și aduce aminte că am zis că am o familie care e păducă, cam ca acea colonie care am arătat-o acum câteva filme. Acea colonie care era cam slăbuță, cea mai slabă din colonie, așa era această matcă acum un an. Și am să vă arăt cum arată la ora, la momentul respectiv. Anul trecut el mi-a dat și un roi. Dacă avem albină în el, nu-i pâmbai, avem ceva albină. Da. Am venit să-i pun folia acum, de aceea, da? Dacă tot îl desfac, am zis, hai să îl parcurg, uitați ce avem aici. E o matcă care n-aș vinde-o, probabil ultima din stupină aș vinde-o la ora actuală. N-aș da, e ceva ce-mi place foarte mult mie. Așa. A consumat și din pungile astea. Asta e un departament. Uitați cum stă albina. S-a umplut punga cu albina. Hai să-i desfac aceste pungi. Suntem în martie, pe data de 11. Astăzi am făcut o serie de mai multe filme, o să văd cum reușesc să le încarc. Aici, după diafragmă, așa iau toate pungile acum, dacă tot. Aici. Lasă așa. Iată cum arată el. Ce-mi place la ea? O să fiecare albinuță are aceste terghite roșii, maronii, roșii, maronii. N-a intrat în frigul roitului anul trecut, cu toate că el se umpluse lada cu albinuțe. Am făcut două nuclee din el, iar s-a umplut lada și iată cum a iernat el. A iernat pe 8 rame a iernat, dar l-am strâns cu o ramă și acum să văd cum stă această colonie la ora asta. Deci această matcă eu i-am dat-o după diafragmă, fiind goală. Nu mai țin minte ce era pe ea, i-am dat-o eu după diafragmă, dar oricum dacă nu mai e nimic pe ea, e un lucru bun că o să fie ramă de cuib la un moment dat. Nu acum. Și să trecem să vedem. În locul ei i-am pus o ramă cu mâncare, ramă cu miere. Aceasta este. Da, i-am pus o ramă bună cu miere, aici are mâncare. Instinctul acestei rame, acestei măci, este că nu roiește. Asta mi-a plăcut și anul acesta este al doilea an de viața al ei. Și să vedem dacă și anul acesta tot așa caracteristici își păstrează. Aici avem rame cu miere. Am crezut că e mai mult albină, dar a ieșit albină acum, zboară afară.
Mă așteptam să aibă mai multă albină și... Nu știu ce să fac, să-i scot o ramă, să nu-i scot. Să văd cât puietare. Eu acum, știind că ea de la două rame ce știe să facă... Iată, aici avem puietul și ce mai îmi place la ea este acest puiet. Iată matca aici. Iată, este și matca este așa roșiatică. Nu știu dacă am arătat-o vreodată. Iată-o aici, mătcuța vine în sus. E foarte roșie. Arată interesantă matca. Să nu zic altfel. Deci asta e prima ramă cu puieta ei. Dacă arată bine, o să fac niște măci din această matcă. Am și alt tip de măci care îmi plac foarte mult. Deci am acum de unde să aleg. Iată o altă ramă cu puiet. Aici e clozar și avem iar ouă și larve. Vreau să... Dacă reușiți să vedeți cam cum arată această albină, iată, culoarea ei, la culoare se vă uită. Are mâncare, arată bine, sperăm să-și aducă și ceva polen. Am... Să zic așa, am aflat că multe stupini sau nu că s-au depopulat, au dispărut. Pur și simplu albina a dispărut și atunci omul se gândește, stai mă, de ce a dispărut omului? El zice că, iată și aici avem puiet, el zice că a făcut tratamentele la zi și albinile au dispărut pur și simplu din stup. O altă boală, ca fiind destructivă, este nosem pentru albine, nosemoză. În multe stupini nu se pune deloc accent pe tratarea acestui parazit, fiindcă face parte din categoria, să spun așa, varroa. E un parazit, nu-i virus, e parazit. Și infectează intestinele albinei, reducându-i mult viața. Și atunci albina trăiește foarte puțin, moare, nu mai reușește să crească puietul și încet, încet, iată ce frumos, ăsta o să crească foarte, foarte repede o să crească. În luna lui aprilie o să fie... Frumos, frumos. Îi dăm și ramă la crescut. Și asta vreau să vă zic, că trebuie tratat și nosemoza și unii zic că am dat protofil, dar protofilul este prevenție, nu-i tratament. E pe bază de plantă. Iar parazitul nu moare de la, să zicem așa, acest. Când este infecție gravă, nu prea mai ajută protofilul. Și atunci trebuie tratat. Tratamentele eu le-am început, că mulți nu înțeleg ce am făcut eu cu acel adăpător. Acel adăpător cu borcane puse nu este apă. Acolo am tratament împotriva la nosemoză. Iată, arată foarte bine această masă. Tratamentul la nosemoză îl fac cu rețeta 5 din uleiurile esențiale care le găsiți în filmele anterioare și am pus o anumită cantitate de zahăr, foarte puțin, dizolvat foarte, foarte bine. I-am pus o cantitate de zahăr. Aici aduc o ramă.
normal, zice, o ramă cu miere va deveni ramă de cuib, ea este mai albă. Și atunci cu acea rețetă se poate da sirop în funcție de rețeta care e prezentată în acele filme. Se poate preveni. Eu înainte, acum 2 ani, împotriva lanosemoză, am făcut tratamentele cu acid oxalic pe rame. Atunci a apărut o nebunie, dar albinele au ieșit foarte bine din iarnă. Acea rețetă se folosea în Italia. De acolo am avut rețeta și o am și o voi folosi în caz de, știu eu, pe viitor se va întâmpla ceva, o să am acea rețetă pentru acid oxalic pe speteză. Iată ce interesantă este această mață, care puie pe 4 rame, dacă am văzut bine. Îi pun așa și îi aduc o turtă. Îi aduc o turtă mai plină, asta eu până în spate. Punem în spate. Aducem o turtă să pape ăsta. Ăsta știu că va face foarte mult puiet în foarte scurt timp. Matca când acum, păcat că se va răci, dar după aia știu că va exploda în poa și nu ține cont de albină. O să aduc turta și vă mai spun. Iată, am venit cu turta. Ea și-a făcut niște punți aici. O să îi le las, punți de ceară. De fapt, e distanțierul ei natural. Ia să văd cum reușesc eu să pun turta asta, să le zic, dați-vă deoparte, că vin cu turta. Încerc să le dau la o parte, de pe fiecare ramă în parte, așa. E mai sigur.